Stimați colegi, deci îmi permiteți să începem ședința Consiliului Științific Specializat de 255-02-21-35, aprobat prin decizia ANACEC, și întâi, conform regulamentului, se va prezint membrii Consiliului Științific Specializat și referenții oficiali cu care vom lucra astăzi. Deci, întâi prezint componența Consiliului Științific Specializat. Deci, Albinuța, adică secretarul Consiliului, este domnul Bișleagă Igor, doctor în inginerie, conferenția universității. Urmează Topalul Pavel, profesor universitar, academician, care va lucra cu noi online. Domnul Pațiuc Vladimir, îl aud pe domnul Topală. Să trăiți, domnul Topală, domnul profesor, domnul Cancian. Bine, mult sănătate la tot. Mulțumim. Deci, mai iertați, domnul Pațiuc Vladimir, doctor în științe fizico-matematice, conferențiar universitar, Universitatea de Stat al Moldovei. Domnul Gorobeț Vladimir, doctor în inginerie, conferențiar universitar, Universitatea Agrară. Noi mergem pe nominația aceea. Universitatea Agrară de Stat din Moldova. Domnul Malai Leonid, doctor în inginerie, conferențiar universitar, șef departament, Universitatea Agrară de Stat din Moldova. Și ca președinte, sunt eu, Cerentei Valerian, doctor habilitat în inginerie. Acum trecem la persoane care trebuie să pregătească terenul, deci referenții oficiali, domnul Barsuc Alexandru, doctor habilitat, Universitatea de Stat din Moldova, și domnul Anastas Andrei, doctor în inginerie, conferențiar universitar, Universitatea Tehnică din Moldova. În așa mod, stimați colegi, v-am prezentat componența Consiliului și referent. Acum, eu sunt obligat să-l prezint pe pretendentul la titlul științific de doctor, domnul Șeremetu. Deci, conducătorul tezei este domnul profesor universitar, doctor habilitat de inginerie, domnul Marian Grigore, tot Universitatea Agrară de Stat din Moldova. Deci, va fi prezentată astăzi teza cu titlul Perfecționarea metodelor de calcul al ajustajelor cuplelor renovate cu cuplelor tribologice renovate cu materiale eterogene. Deci, materialele necesare, domnul secretar, conferențiarul ministrul Dr. Peșleagă, a transmis la toți membrii, avem toți la dispoziție. Deci, acum, cu permisiunea dumneavoastră, îi ofer cuvântul domnului secretar, domnului conferențiar ministrul Peșleagă, pentru a trece în revistă actele prezentate. Mulțumesc! Mulțumesc! Președinte, membrii Consiliului, referenți și oaspeți, permiteți-mi să trec în revistă lista și actele care au fost depuse de către candidatul la titlul științific în Consiliul Științific Specializat. Și care sunt acestea? Următoarele. Adică decizia de formare a Consiliului Științific Specializat pentru organizarea și desfășurarea susținerii publice a tezei de doctor. În cazul respectiv, avem două confirmări. Este vorba de scrisoarea parvenită de la ANACEC și prima care a fost procesul ăsta, a fost hotărârea seminarului științific de profil înaintat către Senat, demersul respectiv Senatului cu lista respectivă. Doi. Teza și respectiv
autoreferatele care le avem în varianta hârtiei, dar totodată este platforma anacec.md, este și atât în varianta PDF, cât lucrarea propriu-zisă, cât și respectiv autoreferatele. 3. Hotărârea seminarului științific de profil. În cazul respectiv vreau să vă spun că, într-adevăr, această hotărâre este sap trecut, adică respectiv seminarul pe data 20.08.2020 și este hotărârea pozitivă cu mutajul și așa mai departe și decizia de a se înainta către Consiliul Științific de Cezar. 4. Lista lucrărilor științifice la teză, tema tezei respective, semnată de către autor, este certificată de către secretarul științific. În cazul respectiv avem așa listă, este anexată cu suplimentul publicației. 5. Avizul pozitiv al seminarului Unității Primare de cercetare în cadrul cărei a fost elaborată teza. Este așa ceva, avem avizul catedrei în 2019, încă era catedră, în 2020 a fost departament numărul 1. Este așa aviz, este document, este... Atunci era șef de catedră domnul Țacă Veslav și secretar la acest aviz este domnul Panare Alexandru, cu desigurarea cu rezoluția pozitivă. Următor avem avizul conducătorului, în cazul respectiv a domnului profesor Marian, desigur este un aviz pozitiv care recomandă ulterior pătrundă să treacă etapa următoare. Următorul, 7, este lista organizațiilor pe adresa cărora au fost expediate autoreferatele. Avem la data de 26, este și în original, dar am făcut o schiță aici. Data 26.06.2022, avem lista aceasta expediată din oficiul poștal 20.49.44. Mai departe, este vorba despre extrasul din procesul verbal al Senatului, pentru într-adevăr confirmarea aceasta, ceea ce am spus, adeverința pentru susținerea examenului doctorant, de asemenea, este, se respectă cerințele și pentru final este pregătită lista, pentru final este pregătită adeverința pentru punerea la Biblioteca Națională. Dar conform regulamentului, aceasta se efectuează în decurs de 5 zile lucrătoare, adică este vorba regulamentului de funcționare a Consiliului Științific Specializat, în timp de 5 zile lucrătoare, după susținerea publică. Așa că, respectiv, asta urmează să se efectueze. Noi am văzut schematica, adică adeverința respectivă o să fie. Noi nu o să semnăm cu domnul președinte hotărârea Consiliului până când nu o să prezint în termen stabilit adeverința respectivă. Și totul este ok. Asta sunt, poftim întrebări. Stimați colegi, dacă nu sunt întrebări, domnul doctor Beșleagă, cu permisiunea dumneavoastră trecem la punctul 4. Îi oferim cuvântul domnului Șeremet Dumitru. Deci, conform regulamentului, 20 de minute. Eu am să cronometrez, nu-i problemă. Deci, în care, în raport, va fi prezentat conținutul tezei, rezultatele obținute, ca după aceea, dumnealui va răspunde la întrebările celor prezi. Vă mulțumesc. Domnul Dumitru, Dumnezeu să vă ajute. Mulțumesc, domnul președinte, și onorată este aprobarea și prezintă în sfârșit teza mea de doctor, care o am adus o apăsit cu titlul Perfecționare în zonă de calcul al ajutajelor cursurilor psihologice, renovate cu materiale de rezultat. Conducătorul științific, a fost domnul doctor Fermitat și profesor universitar, domnul ce a dus la alegerea acestei teme. Schimbările rapide și cardinale atât în domeniul construcțiilor de mașini și mai ales în domeniul construcțiilor de mașini de agricultură au venit cu noi impuneri de cerințe asupra creativității și eficienței folosirii acestor lucrări. S-a creat o necesitate de a îmbunătăți sau de a prelungi termenul de exploatare acestor. Și odată cu apariția noilor materiale s-a creat necesitatea de a implementa aceste noi materiale. Situația a dus la schimbări radicale în strategia militară, acestui plan agricol. Și anume, la
Piesa în aceste probleme a fost adresată piesa propusă de dumneavoastră. Piesa a fost elaborată în cadrul Universității Agrare și anume cadrul cachetului de migrantă a mașinilor și inginerie a materialelor, după cum a menționat sub conducerea domnului prezentă Mariana. Însă, pe parcursul elaborării temei, deci am avut mai multe colaborări cu colectivul colectiv, și anume, în primul rând, cu colectivul Facultății de Inginerie Agrare, a Universității Agrare, multe cu domnul decan al Calipari și domnul fost decan Dorobesc, care este prezent, deci cu catedra de învățământ social și la Facultatea de Cadastru, și cu catedra de fizică-etică de la Universitatea de Stat de Moldova. Teza a fost structurată în patru capitole distincte. În rezultat, în primul capitol s-a făcut o analiză a situației. S-a făcut o analiză a situației curente în ceea ce privește metodele de calcul a lucrurilor tipologice, și anume a calculului la proiectare. Însă, chestii care cuplele tipologice sunt destul de publice, influențează eficiența economică a proceselor de mentenanță. Multe cercetări au fost făcute atât de avanțe în țară, cât și de scotare. Și anume, la noi de țară, repetatul academician Persov, domnul Gologan, din Gustav, un greac, de asemenea domnul Stoice, la fel și domnul de Fosnica, în Gorodeț, precum și alții. Din străinătate, suntem generali, de aici o problemă discutere cercetată și străinătate, ceea ce ne spune și literatură de specialitate cu autori ca domnul Leleachin, din Federația Rusă, domnul Ivanov, domnul Guo, din China. Tema este scuze răspătită și în literatură de scotare. Astfel este evidentă actualitatea găsimii unor metode noi de stabilire a ajustajelor de montare, care au luat în considerație cât mai mulți factori de influență asupra cuplurilor tipologice. Este cunoscut că cele mai precise metode care țin de care sunt bazate pe calcule, care între mine sunt bazate pe fapt pe problema de limită la mână. Aceste metode, deși sunt folosite pe larg atât la proiectare cât și în studiul de specialitate, totuși prezintă o serie de dezavantaje majore care duc la încălzirea gradului de exactitate a rezultatelor obținute. Care ar fi aceste dezavantaje? Sunt numărul mic de factori, luarea considerare a numărului mic de factori care acționează spre numerilor. Acesta este dezavantajul cel mai major. Astfel, găsirea unor noi metode sau dezvoltarea celor deja cunoscute, pentru a efectua un calcul mai precis a strângerilor și a locurilor din cuplurile tipologice, reprezintă o problemă actuală și motivează susținerea continuare cercetărilor din acest domeniu. După cum ați spus, am notat cele mai importante, deci, probleme care au dus la dezvoltarea acestor metode, cel mai imperfecțiune metodelor care deja sunt, cestatea măririi gradului de exactitate a calculului și contradicții referitoare la asigurarea eficienței a metodelor de calcul ajutatul loc și frente. Deși din cele expuse a fost formulat scopul cercetării, este totul și anume majorarea probabilității cronologice, rezolvate cu diferite materiale, pe perfecționarea metodelor de calcul la ajutatul. Pentru realizarea scopului propus au fost structurate principalele obiective ale cercetării. Și a fost formulată ipoteza studiului care privește posibilitatea perfecționării metodelor deja existente de calcul al ajutatelor și al modelelor formate de piese de funcționare cu materiale inteligente. Deci, obiectivele tezei au fost formulate patru obiective majore, două din ele sunt mai mult de o parte teoretică, două mai mult de o parte de implementare sau de o parte practică. Cele teoretice sunt dezvoltarea bazei teoretice, perfecționarea metodelor de calcul al precizii geometrice a pieselor de mașină și perfecționarea metodelor de calcul al precizii a ajutajului de
practice sau implementat sau s-au găsit în perfecționare un algoritm de rezolvare a problemelor termolastice, elastice de linie, sunt 23 dimensiuni, care sunt folosite la calculul inginerilor cu o pondere esențială ca factor de influență a temperaturii și elasticității. Și o parte practică sau de implementare a fost elaborarea unui program de calcul numeric pentru compararea, validarea rezultatelor obținute și rezolvarea următoarei probleme numerice noi. Deci obiectul cercetării, după cum am s-a menționat, a fost stabilit ca metodele de calcul, care sunt folosite la proiectarea gestilor de filozofie naționale din componentele tehnice, iar ca scop a fost studierea și estimarea metodelor de calcul a gestilor recondiționate cu materiale heterogene și a gândărilor lor de prisma scurii precise de calcul. Capitolul 2, intitulat baze teoretice ale metodelor existențe de calcul a precis, de mașini, și-a găsit, arătat în două subcapitole principale care ne aveți. Deci, după analiza efectuată din capitolul 1 și reieșind în scopul și obiectivele care au fost puse în teze, versul lucrării a fost redirecționat spre publicarea și evidențelor celor mai importante etape referitoare la metodele existente de calcul a precisului gestor de mașini. Ca o mică paranteză, am putea spune că pentru a perfecționa metodele actuale a fost nevoie să studiem bazele teoretice pe care sunt stabilite aceste metode și cu ajutorul unei analize SWOT, adică cu evidențierea punctelor slabe și celor tari. După cum am menționat, punctele slabe cele mai importante care trebuie menționate metodelor existente ar fi luarea în considerare cât a foarte puțin factor de influență care influențează proponderile de mare aceste piese, atât în timpul exploatării, cât și în timpul proiectării lor. Deci, anume acestor subiecte este dedicat capitolul lucrării, deci, aspectele privire la metodologia rezolvării problemelor de instabilitate a piesilor recondiționate în confortat cu ființa precisă și elaborarea algoritmului pentru rezolvarea problemelor de linie. Pe acest slide avem prezentat algoritmul pentru rezolvarea problemelor de o limită de o singură dimensiune. Deci acest algoritm a fost creat pentru a putea obține niște soluții citind problemele de o singură dimensiune. Deci avem 6 puncte importante în acest algoritm. Primul fiind pusă problema de limită inițială, putem obține soluțiile particulare și soluțiile generale, care mai departe ne permit obținerea expresiilor generale ale funcției prim, care împreună cu condițiile de limită și condițiile de conjugare care sunt prezente la limitele sau la contactul pieselor, îi permite să obținem funcțiile sau expresiile analitice finale ale funcției prim. Deja din expresiile analitice finale ale funcției prim, să obținem soluția problemei de limite inițiale, care va avea să așteptate sub formă de integrală, însă cu cifrarea tuturor componentului și cu formulă distinctă de controlat. Continuare, dar acestea fiind spuse, deci este prezentat algoritmul pe o singură dimensiune. Însă problemele de obicei în utilajul agricol sau din proiectarea pieselor din utilajul agricol sunt foarte greu de apropiat de realitate la o singură dimensiune. De aceea a fost nevoie de trecere la două sau trei dimensiuni. De ce a fost elaborat un algoritm care ne permite obținerea de soluții pentru probleme de 23 dimensiuni. Avem prezent acest algoritm slide și anume, de asemenea, sunt 6 puncte importante, deci având probleme inițiale de limite, obținem reprezentări de integrale generale, care împreună cu condițiile omogene de integrale de limite, ne permite să obținem reprezentări de integrale complete și specificate, ca din care putem obține formule structurale din funcție și matrice de Green, ceea ce permite la obținerea soluției problemei inițiale de limită sub formă de integrală. E menționat că avantajul principal care a fost folosit este metoda reprezentărilor integrale armonice, care în comparație cu metodele existente ale termoelasticității, constă determinarea directă, fără determinare preliminară a câmpului de temperatură, a deplaselor și deformațiilor, tensiunilor termoelastice în formă de integrale. Deci nu avem nevoie de preliminar să determinăm câmpul de temperatură.
temperatură care influențează aceste deformații sau tensiuni, și direct putem afla valoarea lor în formă de integrale. Analiza și folosirea acestei metode constă în obținerea funcțiilor principale termoelastice exprimate prin funcție de Quint pentru ecuația Poisson. Cele au contribuit la rezolvarea problemelor de termoelasticitate folosite în capitolul următoare la alcătuirea algoritmului pentru calculul ajustajelor cu roc și fizică. Deoarece, după cum am menționat, problemele de o singură dimensiune sunt foarte greu de transpus sau problemele de realitate sunt foarte greu de nu descriu pe deplin situația reală, am avut nevoie de trecere la un alt sistem de coordonate. Deci sistemul cartesian de coordonate în care au fost obținute aceste soluții, descriu cu greu situația sau o mică parte doar din piesele de realitate. De aceea am avut nevoie de trecere la un alt sistem de coordonate, și anume la sistemul cilindric. Deci descrie mai ușor formele curb lineare ale pieselor care se punesc mult mai des. Și aici avem un exemplu de reducere a reprezentării în aceste integrale care au fost obținute în coordonate cilindrice. După cum am spus, soluțiile fiind care au fost obținute în algoritmul de 23 dimensiuni sunt soluții obținute în sistem cartezian. Însă, pentru a putea exprima mai ușor formele geometrice de realitate, s-a trecut la sistemul cilindric. Capitolul 3, care se numește cercetări cu privire la calculul precisiei de proiectare al stajului în nivelul sistemice, al capitolului este cu materiale hidrogene, influența mașinilor agricole, este format din 4 paragrafe, și anume cercetări cu privire la asigurarea preciziei, nivelul sistemice, perfecționarea metodei de calcul, asigurarea propria nivelului de materiale hidrogene, alcătuirea algoritmului de calcul al stajului, sângele din metoda perfecționată și alcătuirea unui program de calcul în stapul sângei minim, pe nervi și sângei de propriu cu folosirea medicului succes. Deci avem continuare este prezent schema și formulele clasice pentru generarea sângei propriu necesară pentru imobilizarea unui implet supus unei forțe axiale sau unui moment de tensiune. Deci avem formulele care sunt clasice. Ele sunt prezente pentru trei situații posibile. Deci când asupra îndânării acționează o forță axială, momentul de torsiune sau asupra sau aceste două forțe concomitent. Studiul lor mai profund arată că ele se tind de coeficienții la mai, coeficientul de plecare și modulul de elasticitate a materialului. În continuare se prezintă formulele finale pentru capul strict deja prin metodă perfecționată. Deci stângerea finală este exprimată prin stângerea de la presiune, de la viteza de rotație și de la temperatură. Np. minim, omega minim și n termin. Fiecare, deci mai departe am descifrat fiecare din aceste componente. Vreau să fac o mică paranteză spunând că luând în considerație factorii care sunt la partea, adică în partea clasică, dar rezultatele care sunt date în îndrumare și în diferite materiale de specialitate, comparând cu formulele deja perfecționate, am observat că sunt aceleași rezultate. Deci rezultatele obținute sunt aceleași. În plus, dacă luăm în considerație factorii cum ar fi viteza de rotație sau de temperatură, rezultatele obținute sunt altele și aici așa constat perfecționarea acestei metode. De asemenea, aici avem desfrată formula pentru N omega minim, toate componentele ei și formulele finale pentru o temperatură. Capitolul 4. Intitulează cercetări cu privire la perfecționarea metodelor de calcul al elementelor ajustajelor cu șoc de tensiune în alcătuire din piese recondiționate cu materiale heterogene. Aici am făcut un studiu orice în binare se formează de două piese, iar pentru a cunoaștere cum se va comporta în binare acestor două piese, ar fi bine cunoscut cum se comportă fiecare din piese, așa anume pentru a obține relațiile de tensiuni de la limite sau, să spunem așa, de la contact dintre aceste două piese. Și au fost studiate mai multe forme geometrice, și anume, deci tensiunile termice în piesă de forma unui
date inițiale și cu ajutorul softului Maple 15 s-au calculat sau și s-au afișat grafic tensiunile maximale care pot apărea în dependență de mai mulți factori sau condiții de conjugare sau condițiile de limită și a temperaturii. Tensiunile termice, deci o piesă de forma unui fâșii, a unui semifâșii, deci aveți mai întâi schematic prezentat condițiile termice de limită, tensiunile și deplasările și dependență de ele, deci unde sunt punctele, spunem așa, critice ale acestei piese, unde apar tensiunile maximale. De asemenea, acest lucru au fost făcut și într-o plată unui semifâșii, cum am spus, și o plată triunghiulară. Când s-a trecut la figurile de 3 dimensiuni, s-a trecut la o bară de pipet semi-mărginit. Aici putem face să spunem așa, o paralelă, adică s-ar putea găsi piese din recondiționate care ar avea aceleași mărimi și care s-ar putea calcula tensiunile care apar în ele la diferite condiții externe. Aplicarea de tot cele metode compatibile de influență la calculul ajutajelor cu joc. Deci, pentru cazul când luminarea este în mișcare, s-a construit matricele de concept prin metoda elementelor incompresibile de influență. Din ecuația integrală obținut cu ajutorul matricei de plasări prin, s-au obținut 3 relații care sunt expuse mai departe, care permit să rezolvăm o dată de 3 tipuri de probleme practice a minerilor cu joc. Și anume, când se cunoaște jocul diametral ZR și rezistența la compresiunea stratului de polimer și necesar să devine un minut alfa și capacitatea de încărcare puțin de stratul de polimer. Cazul dat folosesc formula 3 și formula 2 de talpă. Continuare este dat. Când se cunoaște jocul delta R și unghiul zonei de compresiune alfa, termin capacitatea de încărcare a polimerului P. Și a treilea tip de probleme, când se cunoaște rezistența la compresiune și capacitatea de încărcare a stratului de polimer. Este necesar să termine unghiul alfa și jocul delta R. În acest caz folosește a doua și a treia formulă. Concluziile generale și direcțiile viitoare de tare. Și aveți pe lung deschis aceste concluzii pe slide, însă am putea evidenția sau care ar fi concluzii generale care le-aș putea formula. Metoda care a fost propusă este o metodă care funcționează, să spunem așa, oricare tipuri de piese și oricare tipuri de materiale cunoscute. Dacă sunt date condițiile de limită și proprietățile acestor materiale, ea funcționează. Care sunt avantajele față de metoda deja cunoscută? Avantajele principale este că ea în considerare mult mai mulți factori de influență care, spunem așa, schimbă sau perturbează exploatarea acestor. Acest factor de influență ar fi temperatura, viteza de rotație și presiunile exterioare care sunt exercitate asupra pieței. De asemenea, a fost abordată o nouă tălmăcire a elementelor teoretice esențiale necesare pentru continuarea studiului privind la asigurarea precisă din proiectarea ajutajelor. De asemenea, în baza analizei metodelor de calcul a ajutajelor cu stângere, corelate cu problemele tensiunilor de contact, s-au obținut relații analitice bazate pe funcție de gen, pentru calcul stângere mini, funcție de toți parametrii de influență posibil să apară tipul exploatării și asamblării. Aș vrea de asemenea să spun că, bine, aveți în concluzia 6, a fost alcătuit o programă de calcul ajustajului minim, cu o serie de solicitări. Deci, acest program s-a făcut cu ajutorul, deci a fost făcut deja cu ajutorul factorilor noi obținute, însă până la etapa adăugărilor acestor noi factori au fost comparate rezultatele cu rezultatele date în literatura de specialitate din urmare. Și vreau să spun că, și rezultatele din literatura de specialitate și rezultatele obținute după noua formulă de calcul cu acest soft au fost identice, adică poate fi validată metoda de calcul, poate fi validată. Obținându-se aceleași rezultate prin două metode diferite. Și
continuare să mergi și cu adăugarea faptelor de cuieți și obținerea deja rezultatelor asupra globului. Sugestii privind cercetările de perspective. Deci, efectuarea, din punct de perspectivă, s-ar putea efectua un studiu cu privire la extindere metodele mișcului compatibile de influență și a metodele de criteriul integrale. Și mai ce este folosirea funcțiilor prin și obținerea formulelor integrale și rezolvarea problemelor prin LAS și știrbe LAS și pentru domeniul calorii și există așa și de teme de coordonare ortogonale, RUP va contribui substanțial la perfecționarea calculului ajutajului și domeniul fiestelor de prieteni fără. De asemenea, extinderea folosirii funcțiilor prin în coordonație principale principiile programatezi pentru calculul precis de ajutajul intermediare și studierea aspectelor psihologice ale nivelului afectate de metodele elaborate. Rezultatele care au fost implementate, care au fost expuse în cheză, au fost publicate în studiul 115 au propriei științifice, prin care vreau să menționez patru, care au fost reviste cu factori de impact, de asemenea două materiale la conferințe internaționale, patru în reviste de exportare, dintre care două ca autor bune, și aveți și lista publicațiilor care au fost la tema tehnică. Vă mulțumesc pentru atenție și aștept întrebările și opinii din asta. Bună seara, domnul Benedict, dar dacă nu era acest slide, aveți să mulțumesc oricum. Vă mulțumesc dumneavoastră pentru prezentare frumoasă. Deci, eu ca să descarc situația. Stimați colegi, acum se începe luptul din partea voastră. Adresați întrebările pretendentul Șeremetu. Poftim. Deci, până vă pregătim, permisiunea dumneavoastră, eu am. Cu permisiunea dumneavoastră, deschideți, vă rog, slide-ul unde se calculează jocul în închinările. Deci, eu sunt inginer proiectat. Deci, dacă luăm după formule existente, eu am la îndemână formula care include sarcina aplicată, diametru nominal, viscositatea uleiului și viteza lineară în... Viteza lineară se umplă la velocitate. Eu dacă am diametru și viteza ungulară, eu repet trec la cealaltă. Fără probleme. Cum vreți, cum nu dai, tot până la cealaltă. Deci, acum, metoda dumneavoastră, formula, care e? Care îmi recomandați mie ca inginerului proiect? Ca inginerul proiectant, eu s-au obținut iată aceste trei formule pentru presiune, pentru sigma RR și pentru ele ne permit să obținem trei, sau să rezolvăm trei tipuri de probleme. Deci calculul jocului se face după aceleași formule, însă cu formulele noi obținute ne permit să calculăm altfel de probleme. Și anume, calculăm, de exemplu, dacă avem cunoscut jocul delta R, putem să obținem unghiul sau sarcina care îl poate duce polimerul adăugat, deci adaosul material, statul material adăugat. Până acum, dacă formulele se foloseau doar la proiectare, acum formulele se folosesc pentru calculul deja pieselor renovate, materiale, cu adaos de material. Și atunci, iată aici și apare, spunem așa, avantajul, cunoaște jocul diametral și rezistența la compresiune. Este necesar determinat unghiul alfa și capacitatea de încărcare. Adică, care sarcină se poate duce stratul ăsta în care a fost compensator. Sau un alt tip de problemă ar fi, când se cunoaște jocul, unghiul zonei de compresiune și se determină capacitatea de încărcare a polimerului. Sau se cunoaște rezistența la compresiune și capacitatea de încărcare și necesitatea de determină unghiul alfa și diametru. Jocul diametral. Eu am sarcină să calculez care este joc cu abate. De ori, de ori, la diametru și la ori.
care este formula de calculare a jocului? Jocul. Jocul stă atunci când delta R. Delta R. Asta da. E joc. Da. Dar eu văd că e factorul determinant. Nu e formula de asta. Asta e formula dacă... Deci aici, dacă avem delta R, este o calcul formulei. Care e numitor acolo, delta R, da? Da, la ordine. Casul delta R este dacă îl cunoaștem, eu cum calcula deja. Dar K ce este? K. Ai un coeficient... Coeficientul care se ia la... Dacă mă gândesc după... Jocul de dependență, dar e baie de ulei sau e baie uscată, se ia un coeficient care se calculă. I-am considerat. Da, da, da. Sigma R, asta e tensiune. Da, tensiune care... Da, masa. Da, polimer. Da, polimer. Vă mulțumesc. Și totodată, dar de ce din numitor n-ați scos delta R? Că eu, ca constructor, să operez. Salariul plătește după ore lucrate. Dar eu am să pot, am să pot. E o formulă destul de complicată dacă o spați numitor, adică mai mulți fac, mai mulți... Mulțumesc! Chemați colegi! Eu... Da, poftiți, domnul profesor. Mai mult o precizare, da? Vreau de mai multe ori ați folosit termenul calcul numeric, rezultate numerice, ce veți obite? Vreau toate metodele și analitice. Analice, dar s-a făcut și o parte practică, adică o implementare a numeric. S-a folosit un soft, deci la care s-au dat anumite parametri atât a materialelor cât și a dimensionării, s-au calculat anume strângerea minimă. Acest calcul numeric s-au comparat cu rezultatele s-au obținut. S-au dat aceiași parametri și a materialelor și a tensiunilor, a tuturor factorilor și s-au comparat împreună cu rezultatele din literatură. Cu ajutorul softului, da, cu care da. Ați rezolvat numeric, da? Da, da. Și ați comparat cu asta. Da. Foarte. Poftiți? M-ați colegi, cât mai mult e întrebări și răspunsuri, atât mai valabil și ședinți. Poftiți? Stimați membri, ai fost. Deci, ah, ok. Domnul Popola are întrebare. Domnul profesor! A ridicat mâna. A ridicat mâna domnul profesor Popola? A dispărut. Mâna e acolo. Mâna a rămas. Avem legătură. Da, vă ascultăm, domnul profesor. Da, domnul Șeremet, deci pentru relație de cauză care nu ați de a vedea și că ați aplicat în teză, pentru cazul tehnicii agricole, este vorba de funcționare la fel de la viteze atât de mici. Da, cam o dată 20-30 minute. Adică astea sunt depinții noastre. În același timp, în tehnica contemporană, așa se trece la viteze mari sau supraviteze. Da, eu aș mai vedea, de exemplu, motorul de boi, așa care costă milioane, dar nu este aruncat. Dar trebuie să un alt domeniu al tehnicii, cum e recondiționarea, locul lor foarte important. El este spus recondiționării, acolo unde are probleme, este montat în alt avion. Deci eu însă scoată, dar scoată o care de avion. Ha, deci, acum, cu astea, readresa acele pelații, da? Timp să avem pierdul lor mari. În timpul de piesă nimic nu sunt suficient. Vă mulțumesc pentru întrebare și ar vrea să spun, deci, pe relațiile de calcul care au fost obținute, deci sunt în dependență de factori externi. Odată cu variarea factorului extern, metoda nu pierde sau nu câștigă nimic. Adică, în dependență de factorii sau de condițiile de exploatare, obținem rezultatul care este. Însă metoda este aplicabilă și pentru viteze mari și pentru viteze, adică pentru diferiți
spunem, coeficienți a materialelor pentru diferite viteze, pentru diferite temperaturi. Adică nu avem un diapazon în care se poate lucra. El lucrează, formula de calcul lucrează pentru orice factor extern, dar ca să fie caracterizată în binară. Ok, mulțumesc. A doua întrebare. Deci, pentru majoritatea populației, matematica e știință atunci când învățăm matematica de prieteni. Ne doresc știință, matematica este de fapt un instrument. Deci, ce ați aplicat dumneavoastră, ce am aplicat și noi știința, suntem astăzi în pământ, poate n-am făcut altfel, poate că am aplicat matematica ca un instrument. Acum, deci, nu fie tare, da? Deci chiar dacă e cu multe lecți în domeniul său, nu totdeauna e un bun matematician. Deci, e ca să justificat în munca dumneavoastră în el. Poate el, până la urmă, așa că asta să fie după mine, spune de fapt un rezultat al lucrurilor, să te văzim ce e un program în care, când parametrii necesari, oricine să-ți poată calcula ce e necesar. Inginerul ăsta este să bagi coeficientul prin orice zi, să integrale și așa mai departe ca să calculezi. Deci asta am vrea, cum spunea domnul pregătit, e foarte mult timp, dar e foarte, foarte, foarte fort. Deci în altă cercat, un bun specialist în domeniul informatic, e așa să eu fiu, dacă obținut un produs care poate fi și pregătat, dar și vândut în acea lăsire. Pentru a aplica, iată, acest instrument matematic, că nu spun de condițiile de funcționare, de materiale care se aplică, asta și e partea frumoasă a cei dumneavoastră. Dumneavoastră ați luat aparatul matematic, l-ați adaptat la condiții concrete în domeniul ingineriei. Eu fac ca în alte domenii, dar toate. Deci nu mai gândim la lucrul ăsta. Vă mulțumesc pentru această întrebare, chiar aș vrea să punctez. Ca o anexă a tezei a fost făcut și este prezentat programul de calcul, doar că este făcut doar pentru o strângere și pentru o îmbinare a tătuitei din același material. Acest program poate fi extins sau, spunem așa, cu ajutorul, cum a spus dumneavoastră, a unui specialist în IT, poate fi formulat chiar sub forma unui soft în care putem introduce parametri atât a materialelor cât și a factorilor externi care influențează și se obținem deodată fără calculul acestor integrale sau fără calculele majore, putem să obținem imediat strângerea care este necesară în anumite numere piese. Deci acest lucru este posibil și a fost făcut, spunem așa, ca o parte anexă, doar la un exemplu concret. Deci pentru o îmbinare alcătuită din două piese, de ce am ales această îmbinare? Pentru că erau rezultatele prezente în literatura de specialitate și am vrut cu ajutorul acestui soft, adică să obțin niște calcule sau niște exemple numerice concrete care să le pot compara cu literatura din specialitate ca să arăt că pot valida metoda. Și rezultatele obținute au fost acelea și anume cu problema aceasta. Introducând mai multe date inițiale sau variind parametrii materialelor din care sunt compuse, din care este compus în binare, desigur că se poate obține direct rezultat cu ajutorul acelui soft sau dacă s-ar face un interfeis mai bun, nu este neapărat adică introducerea datelor ca programare, ci doar alegerea lor, să spunem așa, de niște categorii de materiale sau punerea lor valoare a acestor coeficienți. Și atunci este posibil, desigur, cu dezvoltarea unui soft anume specializat pe determinarea strângerilor sau pe determinarea staturilor depuse în binere. Domn profesor? Da, mă cred. Deci, în același timp, pentru firmele sau, să spunem așa, uzinele care se ocupă cu recondiționare, există așa uzine care se ocupă cu recondiționare, astea, până la final, se le dă un produs prin care ei se determină. Adică programul vostru, dumneavoastră trebuie să se le dea informația. Care material este mai bun într-o situație? Așa? Care va funcționa mai bine în altă situație? Care influență ar putea fi produs în acea situație? Sau lipsa un cuient sau un cuient? Care sunt solidele? Deci, asta ar fi deci, un lucru care va aduce un punct de provizor, ne-a putut să se întâlnă. Așa, deci aveți mult timp mai
Și e păcat că dacă cineva a pus mâna pe materialul ăsta și a reprezentat la final de pierdere, așa, chiar dacă este vreo pare mai incipientă cu programe mai concrete, așa am mai reprezentată separat. Ea vine ca idee, foarte repede este transformată într-un produs electronic, care se vine la ziua de astăzi foarte scump. Ce să mă beneficiez de universitatea dumneavoastră și dumneavoastră împreună, colegii care ați muncit de aceste rezultate. De ceea ce ați menționat dumneavoastră, adică care ar fi materialul mai bun sau cum, asta este pus problema inversă. Dacă ne-ar fi dat, adică strângerea în care trebuie să, sau dacă ne-ar fi dat condițiile de exploatare a piesei și dimensionare, ei s-ar putea alege în dependență. Deci este pus problema inversă de alegerea coeficienților care dau caracteristicile materialului. Este singur spate de făcut, nu cred că dacă ar fi un specialist foarte bun în IT, în programare, nu ar fi o problemă să implementăm deci rezultatele în practică. Domn profesor, și noi vă mulțumim. Și eu vă oftim. Domnul conferențiar universitar, domnul Nemi. Am prima întrebare. Da, deci, cum am spus, metoda, am folosit metoda asta pentru a compara rezultatele deja obținute în îndrumarea de specialitate. Am calculat aceeași problemă după o metodă, pe metoda nouă perfecționată. Comparând rezultatele, au fost identice, că au fost acele. Eu ce consider că este o validare a metodei noi de calcul. Ce anume? S-a calculat strângerea... Dacă nu mă greșesc, a fost în drumarul lui Mehkov, unde este rezolvat problema pentru strângere a două piese din același material. Am folosit datele inițiale din aceeași, din care au fost date acolo în literatură, pentru care s-a calculat strângerea, după metoda nouă, și s-au obținut aceleași rezultate numerice ca și în literatură. Pentru ce materiale erau la Mehkov și materiale heterogene? Păi, materialele heterogene deja este metoda perfecționată, dar putem spune că Mehkov a fost din aceeași natură, materialele de aceeași natură, dacă nu mă greșesc, era de... Care complet materiale? Caracteristicilor. Păi, într asta și constă. Deci, materialele heterogene poate fi de orice natură, având date coeficiențe care caracterizează, adică coeficiențe de elasticitate sau poate materialele să fie folosite oricare. Nu are importanță, că nu e o clasă oarecare. La Mehkov a fost folosită, dacă nu mă greșesc, de oțel 45, dacă nu mă greșesc. Și erau datele inițiale anume pentru caracteristici și pentru acest fel de material. Eu le-am folosit tot deja prin metoda perfecționată și rezultatele numerice au fost aceleași. Cei materiale heterogene în temă sau s-au folosit această formulare, pentru că metoda funcționează, deci, cum am spus, pentru oricare, orice fel de material, având date caracteristici lor. Adică nu importă de caracteristica lor atâta timp cât sunt date toți coeficienții de care avem nevoie în relație de calcul. Da, domnul Benic. Aveți continuare, nu? Vă mulțumesc. Probabil că exemple de cap. Exemple de cap. La nexul dat. Și a doua trebuiau date datele în baza cărora cercetările materialele. Da, posibil la un mes acest. Nu este aproximat posibil așa la dacă ar fi fost datele. Care a fost datele? Este le-a fost demorat și conținut. Da. 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 Vă mulțumesc! Poftim, domnul conferențiar universitar Gorobeț. Poftim, domnule. Mulțumesc, vă rog. E o prelungire la întrebarea domnului Melec. Situația atunci când recondiționați cuplul este prindere materialului solidare. S-a avut în vedere, deși m-ați luat cu, a spus că e problema să văzut, ați studiat problema când sunt două materiale de aceeași natură și materialul atunci când este heterogen. În cazul nostru, în teză, se folosește materiale polimeri și de bază polimeri. Așa.
părinților care formează cuplul cu ajutor de strângere. Care ar trebui să fie inițiale ca să vedem strângerea cei care o vom obține, deci ca să piesele astea să poți merge una față de alta, și comparativ cu cele care sunt în piese de același material. Ați înțeles, da? Momentul de torsiune. Da. Momentul inițial, care ar fi dimensiunile? Deci care ar trebui să fie dimensiunile piese, pentru că ele sunt acoperite cu masculă astea, deci, da? Ca să avem rezistența și la torsiune sau la altă momentă axială, care, dacă există. Ele doar n-a să aibă tot așelea dimensiuni și sau intervale. Deci asta din nou depinde de caracteristica materialului care este recondiționată. Strângerea depinde de dimensionarea testului, depinde de materialul care este recondiționat. Dacă se recondiționează, spunem, cu același material, el se aduce la redimensiunea inițială. Dacă se, pentru asta și constă problema, că dacă noi avem caracteristici materialului, eu pot spune care i-ar fi strat ăsta care trebuie depus, ca să ca îmbinarea să poată duce un anumit moment de torsiune. Sau care este momentul de torsiune maximal care îl poate porta îmbinarea, dacă se depune, iată, un așa fel de un strat de așa, măi, asta și-o constată, adică, rezolvarea problemei. Caracteristicile materialului depind, influențează direct și anume dimensionarea acestui strat de adaos care se recondiționează. Dacă materialele sunt diferite, respectiv și dimensionarea va fi diferită a piesei. Mulțumesc. Poftiți alte întrebări? Deci, cu permisiunea dumneavoastră, eu ca continuare, asta ne înțelege pe majoritatea. Bun. Deci, dacă noi deschidem agende anuale, Neacov, Anuiev, Creașcov, deci, formule de cau, jocuri, strângeri, sunt destul de simple. Pentru joc, S egal, să începe punct de diametru nominal a îmbinării, e ca factorul determinant. Deci, calitatea materialului e modulul de elasticitate longitudinală care găsește în orice agendă. E standardizat. Turațiile, viscozitatea uleiului. Turațiile. La dumneavoastră eu nu văd acești parametri, care au fost necesitatea să treci la alt parametri și complicați formule. Deci, iată, spre exemplu, aici... Asta e strângere? Da. Nache. Ok. Da. Și avem trei componente, N, care este dat de la o presiune exterioară, N de la omega, de la viteza de rotație și de la temperatură. Dacă să ne uităm, sunt trei componente acestei strângeri. Și în fiecare componentă este mai departe descifrată în felul ei. După cum vedeți, nu 1, nu 2 sunt, și E1, E2 sunt acele module de elasticitate care vorbiți dumneavoastră a materialelor E1, E2. Păi este presiunea axială la care este spusă, MT, momentul de torsiune, D este acel diametru nominal, lungimea, forța de plecare, coeficientul de plecare, deci niște date care sunt destul de simple. Este o formulă de mai. Spunem așa, mai greu descifrabil din punct de vedere a inginerilor, dar din cauza cum nu spuse, este prezentată analitic, nu este pus cifrele. Însă dacă am putea folosi pentru E1 și E2 sau pentru T2 diametru nominal E1, dacă ar fi coeficientul de elasticitate a oricelor material, asta toate s-ar transforma în cifre, ca obține. Referitor la formulele care sunt prezentate în literatura de specialitate. Eu, de exemplu, la Micop am întâlnit foarte multe formule care depind de factori externi și care nu iau în considerație, după cum am spus, mai mulți factori de influență. Chiar și la ce cu joc am găsit undeva și determinarea jocului după tabele. Adică, în anumite condiții se ia O,
formulă de calcul în alt fel de condiții, altă formulă de calcul și din cauza asta, adică s-a creat o impresie de a perfecționa această metodă și metoda de care a fost obținută, deci în acest minim, cu toate componentele lui care sunt, ea poate fi folosită pentru orice, spunem așa, în orice materiale, în orice dimensiuni. Dacă nu mi-e greu să treci la precedent. Da. Este E scris cu litera majusculă, asta e probabil că modul de elasticitate. Da. Și E mic, pe dreapta, cu E. Asta ce e mic? Coeficient de elasticitate. E mic. Da. Raportul de 1 cu de 2. Deci asta e de 1 supra de 2, e 2, aici sunt niște notații care sunt date. Formule existente sunt mult mai simple. Mi-a să le-ați complicat. Au fost necesitate de da, dar ce am spus, că au luat în considerație mai mulți factori. Cauza asta și au devenit, adică calculul a devenit mult mai precis. Formule care au existat, încât știu eu, ca temperatura sau gradientul, temperatura care apare la, la hotarul piesei sau la minarea lor, nu este luat în considerație. Sau viteza de rotație care viteza aceasta ondulară, de asemenea, este luată în considerație mai pe niște categorie. Adică de la până la aici se ia putere. Și în formula dumneavoastră, temperatura unde este? Care este simbolul? Păi, după cum am spus, este, iată, aici este doar prima componentă de citată. În termin, este componenta care arată temperatura. Iată, eu, iată, copii. Și în termin, este strângerea care se obține de la factorul de influență a temperaturii. Eu găsesc trei valori de joc. Funcții de temperatură minimă, funcții de sarcină aplicată, o tensiune, da. Funcții de viteză unghiulară. Viteză unghiulară. Am obținut strângerea 0,1, să admitem. Altă valoare, 0,11, 0,2, strângere, milimetri. Da. Care valoare s-o are? Cea mai mare? Ori cea mai mică? Suma lor. Era scris suma lor. Suma lor. Vector. Mulțumesc. Alte întrebări, vă rog? Întrebări, Rus? Da, poftim, domnul conferențiar universitar Țavu, șef program de la UTM. Mulțumesc. Eu corect v-am numit. Eu dumneavoastră ați formulele finale de calcul al strângerilor, a jocurilor, dar ajustajele intermediare le-ați luat în calcul. Deci ajustajele intermediare deja este o chestie cu tine așa pe care este luată de inginerii. Eu am avut pe, ca scop, pe calcularea anume a strângerilor. Mai departe, după standarde sau după ajustajele acestea, iar au fost prezentat o schemă, însă nu m-au oprit atât de mult la studiul lor, că au fost de asemenea foarte mult lucru anume în calcul. Formulilor. Iată aici, iată dacă nu mă greșesc, este prezentat schema. Strângere. Da. Nu la joc, la intermediare avem și joc și strângere. Da, la intermediare nu a fost studiat cu studiile de profesor. Da, mai departe, acolo intervine și o teorie a probabilității și mai multe, mai mulți factori sunt care și la noi au fost temperatură. Da. Noi ne-am oprit doar în strângerii la... Ne-am oprit doar la cele cu strângere și cu joc. Cele intermediare nu au fost. Deci, nu e și da? Da. Mai sunt întrezire. Deci, stimați colegi, dacă nu sunt întrebări, permisiunea dumneavoastră e ofer cuvântul lui conferențiarul universitar de Pleaga pentru a citi avizele care au fac. Stimați președinte, membri ai Consiliului, oaspeți, în referitor la avizele care sunt parvenite din partea Consiliului Științei, specializate, care se va expune, nu o să mă obțin, dar am 7 avize care au venit din exterior, 6 dintre care, ele în general, vreau să spun că ele toate sunt pozitive, 6 respectiv fără obiecții, și a 7-lea de la
Domnul Stoicel este cu obiecție. Dar dați-mi voie măcar să trec în revistă fiecare pretendent care a participat cu activitatea respectivă. Înseamnă că așa. Dumitru Lozovanu, profesor universitar, doctor habilitat cercetător științific principal al Institutului, Andrunac Kievici, șef laboratorul modelare matematică, o persoană. Următorul respectiv este domnul Anatolie Taralenko, șeful departamentului inginerie civil și geodezie, Universitatea Tehnică Moldovei, conferențiarul universitar, doctor Mică, o persoană. Următorul este de peste Prut. Lucrarea este interesant studiată pe ambele părți ale Prutului. Este vorba despre doctorul conferențiar universitar, doctor în inginerie Gelu Ianuș, Universitatea Tehnică Gheorghe Sachi, Iași. Cealalt, de asemenea, vine de la frații noștri, academicianul, profesor universitar, doctor în inginerie Munteanu Corneliu, precum și conferențiarul universitar, doctor în inginerie Stati Bogdan. Așa, mai departe avem domnul profesor universitar, habilitat, doctor inginer Iorel Paleu, departamentul, de asemenea, de la Facultatea de Mecanică peste Prut, Universitatea Tehnică Gheorghe Sachi. Așa, și în final toți sunt cei peste Prut. Este vorba despre profesorul universitar dr. Ioan Țenu, Universitatea Tehnică Științei Vieții Ion Ionescu de la Brad, academician dat pe de subliniat într-adevăr. Și pentru final, este vorba despre parvenit tot un aviz din partea doctor habilitat profesor universitar emerit Universitatea Tehnică a Moldovei, domnul Petru Stoicel. Este, are unele observații și sugestii. Prima, adică sunt două la număr. Unele concluzii generale, cum ar fi concluzia 3, 4, 5, prin formularea lor, poartă un caracter de constatare a rezultatelor obținute fără a evidenția motivele de influență asupra lor. Și lipsește trimitere la lucrările științifice publicate de autori din care reiese formularea acestor concluzii. A doua, în rezultatul tezei sunt și unele scăpări de litere și expresii mai puțin corecte. Nu, aici sunt date niște exempluri, eu nu am să le dau citire. Însă, aceste observații nu diminuează valoarea științifică și aplicativă pe viitor a acestei teze de doctor. Concluzia generală a domnului Stoicel este următoare. Consider că teza de doctor, perfecționarea metodelor de calcul al ajustațiilor cuplelor tribologice renovate cu materiale heterogene, corespunde socialității științifice, cifrul specializării este 255.02, tendințe și tehnologii tehnice pentru industrie produselor agricole, este actuală, inovativă, are conotație aplicativă și este o lucrare științifică finalizată și corespunde cerințelor în vigoare ale ANACEP-ului Republicii Moldova. Iar autorul ei, și anume Dumitru, eu cred că asta trebuie să citesc sau nu? Da, merită. Merită conferirea titlului științific de doctor în științe inginerești la specialitatea științifică mai sus nominalizată. Cred că ar fi bine să spun că expunerea generală că merită nu vine asupra Consiliului Științific, nu asupra unei persoane. Da sau nu? Asta ar trebui să mă spun. Da, vă mulțumesc. Întrebări dacă referitor la da. Avize? Deci, stimați colegi, eu am studiat avizele, stimaților colegi, am o singură sugestie. Deci, până acum noi suntem învățați, ca și noi și practicăm, când scriem aviz, neapărat semnătura se certifică la setele resurse. Cele care au parvenit din România, acolo profesor tare, semnătura și... Da, se practică. Însă, vă rog să știți, pune semnătura, pune și mail-ul, adresa electronică și telefon. Dacă apar niște întrebări la cel care a scris, deci noi putem să parvenim. Altfel, eu pe academician să o cunosc, dar alte persoane nu le cunosc. Sau alții nu știu. Deci, pentru viitor, cazul dat cum este, dar se practică în țările civilizate. Ok, nu se pune ștampila, dar
persoane care scriu avizul, mail-ul și număr de telefon. Eu este persoana care răspunde pentru tot ce asta. Vă mulțumesc. Acum, deci, conform regulamentului, îi se oferă cuvântul domnului Cerenet pentru a răspunde la obiecte practic într-un aviz. Vă rog. Concluzii, cred că ce nu au fost făcute referințe, au fost făcute referințe mai mult în și referitor la scăpările din redactare, dansul de acolo a fost o lucrare destul de voluminoasă, cu partea analitică, calcul și este foarte positiv, sunt de acord că au fost și scăpări de redactare, sau nu cred că sunt atât de majore, însă mulțumesc pentru atragerea atenția lor, au fost și din alt parte obiecții la acest capitol care au dus, vreau să spun, la bunătățirea lucrării atât a părții de o formare sau de redactare, cât și a conținutului, adică unele părți, dacă exprimarea nu era atât de bine, poate nu se aducea atât de bine la cunoștința cititorului ideea principală. În această cauză, dacă înainte nu acordam atât multă atenție, acum încerc, adică să o redactez orice lucrare cât mai bine pentru a aduce la proiectele ascultători și la înțelesul lor ideile principale. Asta. Vă mulțumesc. Toate servesc pentru zidirea dumneavoastră. Deci, conform regulamentul, cuvântul se oferă domnului conducător, domnului profesor Marian, că eu anticipez, după aceasta va fi oferit cuvântul stimaților referi. Poftim, domnul. Calitățile personale și profesionale. Este un știu științific, în rata asteță, cum spunea Democrit, tot pur și tot timp. Și cu regulamentele este atitudinele acestor doctorat, tot schimbă, pentru că momentul ăsta care domnul președinte l-a menționat, președinte, conducătorul vorbește mai sunt calitățile profesionale, așa era regulamentul vechi. Acum cardinalul a schimbat, trebuie să vorbească temă și chiar votează. Cred că nu ieși din faptul că nu este corect. Conducătorul vorbește numai despre autor. Pentru că atunci când eu spune, poate mai adaugi ceva. Oricum, noi ne conformăm cerințelor și așa vom face. Deci eu voi vorbi despre așa cum a apărut tema respectivă, care a fost atitudinea candidatului la realizarea acelor obiective care au fost înaintate la început și care sunt, eu știu, aș spune eu, perspectivele candidatului la titlul de doctor justiție pentru viitor. Noi eu nu l-am cunoscut băiat, însă ideea a venit practic de la dumnealui, că ar putea să îmbine capacității lui permis să îmbine ceea ce este și spune noi științe fundamentale ca matematice în niște domenii aplicative. Și așa a apărut ideea, am aprobat tema, am aprobat planul de acțiuni și parcursul lucrului nostru eu am observat că domnul Cerenet este o persoană cu capacități foarte bune de cercetare. Este un cercetător care când se concentrează poate rezolva multe, multe din problemele care sunt înaintate. Lucru care de fapt și-a adus la finalitatea activității lui. Sigur că este o persoană exigentă, o persoană responsabilă și o persoană care duce lucrul până la sfârșit. Însă, așa a fost, de fapt, domnul Vorobeț era decan atunci când am venit eu la dâns teza lui, practic, gata,
Și a zis chiar că domnul Șeremet, cred că s-a scris în termen. Însă au pervenit diferite situații care de ordin familiar, alții de ordin pandemic, chestii din astea, și în felul ăsta, într-o măsură oarecare, au sfrânat sau s-au amânat un pic procesul de susținere. Eu sunt convins, hotărârea după dumneavoastră, da, eu sunt convins că domnul Șeremet este un cercetător de acum format ca atare, perspectivă pentru viitor și care va aduce aportă foarte serioasă de ceea ce înseamnă ingineria proiectărilor, în special cu aplicarea metodelor matematice care ele posedă foarte, foarte mult. Vă mulțumesc mult, domn profesor. Sper că domnul Dumitru este de acord cu cele. Nici nu se cere explicați. Mulțumesc. Deci, stimați referenți, începem lucrul. Deci, cuvântul se oferă. Mergem. Scuzați. Felist. Permisiunea dumneavoastră. Eu văd domnul Pațiuc, că aici merge domnul Barsu. Așa. Șori. Alexandru. Totul se corectează. Deci cuvântul se oferă domnului Barsuc Alexandru, doctor habilitat, Universitatea de Stat. Domn Barsuc, ne arată domn director să treci în pace ca să vă vadă lumea la televizor. Și se pregătește domnul profesor Stas, profesorul Nevi. Ok. Domnul președinte al Consiliului, stimați membri ai Consiliului, stimați prezenți, ne-am ascultat spunerea cei ce tăiat și în avizul care eu am pregătit, tot trebuie să fie reflectat în conținutul chezii, în scurt. Eu cred că el nu citesc. Eu pur și simplu aș vrea o cuncie că în raportul cu doctorul reflectează teza și rezumat teza. Eu citesc și numai cuncie care aici este teze, observații, scrisi și concluzii. Dacă îmi permiteți. Deci, stimați colegi, eu nu știu, bănuiesc sau intuiesc că primul referent ar fi bine să citească tot avizul și deja a doilea stimat referent va citi numai obiecte și sugestii. Cum poți să transmite mai? Cum conform regulamentului, când îi vede lumea? Care sunt prezenți, citești integral. Integral. Dar ești pot numai obiect și sugest. Nu, nu obiect. Vă sintetic. Sintetic. Vă mulțumesc, domn profesor. Poftiți. Adică sintetic. De cum și-ați început? Mai iertat. În urmă studierii tezei, depusă spre realizuire, pot fi trase următoarea concluzie. Calitatea metodologică a cercetării este discuție înaltă, în teze sunt formulate scopurile cercetării și descrise în strămite de cercetare. Metodologia folosită la cercetări este relevantă și clar argumentată de autor. Pe tot parcursul tezei, formularea și descrierea ideilor principale și metodelor de este consecventă și sistematizată cu folosirea limbajului științific clar și corect. Corectitul limbă, stilistică și gramatica textului chezii este corectă în timp. Completitudinea surselor și referențelor bibliografice este destul de consistentă,
sursele bibliografice sunt prezentate corect în conformitate cu titlul de redactare a tezelor de autor. E menționat că concluziile generale și recomandările sunt formulate clar cu indicarea aportului personal autorului la obținerea rezultatului este în teză. Recomandările făcute sunt bine formulate și conțin propuneri concrete pentru viitoare cercetare. Conținutul tezei corespunde completamente temei aprobate, lista lucrărilor științifice publicate de autor și rezumatul tezei reflectă de plin și corect conținutul lucrărilor prezentate. Observații și sugestii. Sistemul de ecuații 2-2-3-2-2-8 pentru definirea funcțiilor EUI este un sistem de ecuații algebrice lineare și pentru existarea unei soluții, soluții unice către determinant corespunzător trebuie să fie diferit de 0. Îndeplinirea acestei condiții nu este discutată în disertație. În expresiile exacte pentru funcție lui Green, date în expresie 4-4-8, sunt sume infinite. Când se efectuează calculele directe, folosind aceste expresii, se poate lua numai un număr finit de teme de acest lucru. În acest sens, par o serie de întrebări legate cu alegerea numărului de teme care asigură precizia și starea locală. Din păcate, aceste probleme, care este foarte importantă, din punct de vedere calculilor, nu îi se acordă atenție în problemele discutate în disertație și metodele de rezolvare acestor se referă doar la cazurile de încărcări statice și de temperatură și forță, în timp ce în situații reale elementele structurale sunt de obicei supuse sarcinilor dinamice. Discuția despre relație dintre ordinele statice și dinamice nu fost reflectate. E menționat că aceste erori tehnice, practice, observații nu sunt esențiale și nu afectează valoarea tezei de doctor domnului Cernic. Și concluzie. În rezultatul alegerii cercetărilor și rezolvărilor numerice a problemelor formulate în care teza de doctor științe inginerești, arată de domnul reprezintă o lucrare științifică finalizată. Teza prezentată are un nivel științific și aplicativ esențial, aduce contribuții importante în elaborarea metodelor analitice și numerice de rezolvare a problemelor de limite pentru calcul mai exact la ajustajor cu tribologice renovate cu materiale eterogene ale tehnicii industrie și agricole. Metodele și algoritmii elaborați au dat posibilitatea de a construi un complex de program care permite modelarea procesului fizice în structuri complexe compuse din diferite materiale și lista lucrărilor științifice, publicate de autor și rezumatul de teză, reflectă de plin și corect conținutul ei. Astfel, autorul, prin investigațiile realizate, demonstrează că este capabil de a formula și de a modela matematic probleme de cercetare, de a elabora metode de rezolvare și de implementare.
implementăm aceste metode în formă jocului funcțional. Astfel, profesorul a realizat integral programul propus de cercetare și atins obiectivele stabilite. Aparatul matematic funcțional a dat posibilitatea de rezolva diverse probleme din domeniul calculului deselor și personajelor multelor tipologice relevante cu materiale tehnologice. Rezultatele matematice și aplicative obținute au fost validate prin construirea a numeraselor grafice de două și de trei dimensiuni, folosind softul Maker și prin publicarea a 15 articole. Din care, 4 sunt publicate în revisele totale ediției. În considerare rezultatele obținute în baza celor expus, apreciez teza corespunzătorului cerințelor înaintate de Agenția Națională de Asigurare în ecuația și cercetare Republicii Moldova, către teza de doctor în știință, ia autorul, domnul Ceremet Dumitru, merită de a se conferi titlul științific de doctor în știință inginerie. La specialitate, 255 puncte tehnologii și mijloace tehnice pentru industrie. Profesor, vă mulțumesc mult. Stimați colegi, cred că vom proceda în felul următor. Domnul Șeremet, oferim cuvântul stimatului domnului referent al doilea și pe urma să răspundeți amul. Așa e normal? Atunci, poftim domnul conferențiar universitar, doctor inginerie Nastas Andrei, Universitatea Tehnică, la care aparține noi. Am să citesc și eu sumativ avizul, a să atenționez doar unele lucruri care nu au fost menționate. Am să vorbesc despre problema științific soluționată. În cadrul tezei a fost elaborată o metodă originală de calcul, ajustajelor îmbinărilor alcătuite de piese recondiționate, care se deosebește de cele existente prin soluționarea problemelor de limită în zona de contact, cu aplicarea funcțiilor Green, ce conduce la mărirea preciziei de proiectare a celor tehnologice și a celor funcționare. Ce privește evaluarea practică a cercetării, iarăși au fost perfecționate metodele de calcul a ajustajelor, a pieselor a cuplilor, ajustajelor din piese recondiționate. Aici aș vrea să menționez că rezultatele tezei ar fi posibil de utilizat de către ingineri proiectanți care lucrează în domeniu. La fel, rezultatele tezei pot fi aplicate și în procesul didactic. La disciplina toleranță și control dimensional, cât la specialitățile tehnologice, cât și la specialitatea inginerie agricolă, pot fi aplicate rezultatele tezei. Acum am să mă opresc la observații și sugestii care le-am făcut eu. Eu am atras atenția un pic mai mult anume la calculul ajustajelor și mai puțin la aparatul matematic care a fost utilizat. Analizând, spre exemplu, adnotarea, nu știu din ce cauză s-a utilizat ca cuvinte cheie îmbinare cu strângere și îmbinare cu joc. Mai corect, din punctul meu de vedere, ar fi ajustajă. Astăzi, peste tot, am auzit ajustajă, da? Calculul ajustajelor cu strângere cu joc. La fel, în limba rusă, ar fi corect pasatka snateaga, pasatka zazor. La baza informațională a tezei, acolo tot este o formulare, baza informațională, o stat la baza documentării.
sună nu prea bine. La fel, ce am menționat eu, că în capitolul 1, cu toate că sună, că se prezintă metode de calcul a ajustajului, mai mult este axată pe studiu ce privește asigurarea fiabilității pieselor din mașini recondiționate. În concluzii la capitolul 3, se utilizează noțiunea, sau este scris, eu cred că asta este o greșeală mecanică, cuplurilor tribologice. Ar trebui să fie cuplele tribologice. La fel, la concluziile capitolului 3, se menționează, adică în concluziile capitolului 3, că a fost utilizat MapleSoft 15 în conținut în text. Eu special am căutat chestia asta. O frază era de ajuns, da? A fost elaborat în conținut. Dar așa se primește că în concluzie a fost pus softul MapleSoft. Da? Și mai este tot o greșeală probabil mecanică la concluziile generale. Este scris calculul câmpurilor de toleranță pentru ajustarele cu strângere prin calculul jocului minim. În realitate, în capitolul dat se vorbește despre ajustajul cu joc. Lucrul ăsta, la fel, este mecanic. Și la urmă vreau să citesc concluzia finală privind corespunderea tezei gradului științific solicitat. Rezultatele științifice obținute și publicate reflectă conținutul lucrării. Lucrarea se bazează pe metode matematice de calcul a ajustajelor, aplicate la calculul ajustajelor cu joc diametral. La fel, teza este scrisă într-un limbaj științific. Rezumând cele expuse, mai spus, putem concluziona că tema cu teza, cu tema perfecționarea metodelor de calcul a ajustajelor cuplurilor tribologice renovate cu materiale heterogene este o lucrare științifică finalizată, realizată de autor de sine stătător, la nivel bun, rezultatele obținute sunt veridice, concluziile și recomandările argumentate, logice și convingătoare. Astfel, teza de doctor a domnului Șerimel Dumitru corespunde criteriilor regulamentului de funcționare a consiliilor științifice specializate și de conferire a titlurilor științifice și științifico didactice. Candidatul merită conferirea titlului de doctor în științe inginerești la specialitatea menționată. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnul conferențar universitar Anastas, și până se mișcă domnul Șeremet, am o rugăminte. Stimați membri ai Consiliului, stimați referenți, este dat dumneavoastră proiect hotărârii de astăzi. Vă rog, studiați și faceți propuneri de regulament. Mulțumesc. Poftim. Aș vrea să încep cu spirea referențelor chiar pentru atenția și studiul care l-au aportat tezii. Este un lucru destul de voluminos. Înțeleg că teza a fost mai bine pentru că poate încărcată cu acest aparat matematic care a fost putut eu pentru mai ales pe un stat care este iar. Sunt de acord cu obiecțiile făcute, dar au fost făcute de unde scăpări la formule. Referitor la observații pe domnul de Basuc, trebuie să citesc mai în detaliat pe care sunt semne de ecuație, sunt ceva de convergențe și acum citesc de mărime determinată de spiritul și nu a fost toate considerații. Acolo, dacă mă aduc aminte, era vorba de un sistem de ecuație de ordine 2, la care poate fi determinat oricum pentru a dicta aceste soluții. Cum trebuie să fie criteriu, dacă nu a fost simulat în disertație, o să revin la chestia asta. Referitor la observațiile domnului Stas, dar întrebări mai multe au fost de ordine tehnic, de redactare, dar referitor la capitolul 3 și Microsoft. Adică s-au confuzionat că în baza studiului făcut în
capitolul 3, adică în anexă s-a prezentat acest program care a fost făcut. Dar o singură frază era suficient. S-a utilizat. Da, adică capitolul 3, în bază tuturor ceea ce s-a făcut în capitolul 3, adică ca o implementare practică, s-a făcut acest lucru, doar că el a fost pus în anexă. În concluzie, nu s-a sculat acest lucru, este în anexă, în baza capitolului 3, dar a fost scăpat de vedere, anume folosirea frazei în capitolul 3. În restul, de acord cu toate observații și cu toate observații, munca depusă asupra studiului test. Vă mulțumesc! Deci, stimați colegi încercitori, noi am ajuns la punctul 10. Deci, discuție asupra tezei la care participă toți doritori. Vă invit și rog, probabil, care se află în afara viziunii camerei, să fie înscris părinte. Cine dorește? Membrii 10. Membrii Consiliului punctul 11. 10. Discuția asupra valorii științifice a tezei la care participă toți doritorii. Pretendem că cu face asta va răspunde la obiectul. Nu ați văzut. Remet mai des de lucru. Păstrați vor. Suntem doritori, noi după nu putem să o chestie în regulament. Deci, dați să mergem în felul următor. Dacă nu sunt doritori de a participa în discuții, trecem la punctul următor și dacă se va naște dorință, cu plăcere, cu plăcere, cu drag. Deci atunci trecem la punctul 11. Oh, sorry. Nu mai vă rog să vă prezentați. Vă rog mult. Crețu Ion, Universitatea Tehnică Moldovei. Eu am să vorbesc mai multe de ideile a funcțiilor de gen, să vorbesc foarte multe. Funcțiile gen de deja este foarte complex, dar este utilizat tot mai mult în diferite domenii. Teza de astăzi mi-a dat chiar și răspuns la această tematică abordată de competitor, la fel au fost utilizate aceste tipuri. Având aceste rezultate, pot fi determinate atât deplasările, cât și tensiunile de la diferite tipuri de sarcini, termine și nu numai. Eu cu această ocazie vreau să o felicit pe profesorul, că a făcut o muncă de formă, astfel încât să ajungă la un rezultat palpabil. Și cea mai importantă, zic să nu se oprească aici, dar să continue studiile mai departe, să se aprofundeze, astfel încât domeniul de cercetare pe care l-am îmbrățișat, să o continue mai departe până când vă dorim. Domnul Crețu, vă mulțumesc mult. În așa punct, eu am pus bifă. Un minut. Domnul conferențiar, minister, domnul Crețu. Am creat deja. Consecutivitate. Vă mulțumesc. Ești capitolul conferențiar, minister. Eu vreau să spun de domnul Șeremet. Domnul Șeremet a învățat aici. Specialitatea inginer hidrotehnician. Teza de master a scris la mine, eu sunt doctor, tot în domeniul apropiat de lucrările lui. Eu știu că un student și măsărean foarte puternic, pregătit foarte bine, pregătită să pot că eu nu merit titlul de doctor în științe. Vă mulțumesc cu prezentare succintă și prezentatoare. Este la catedra noastră. Vă mulțumesc încă o dată.
Deci sunt doritorii. Atunci, permisiunea dumneavoastră, trecem la punctul 11. Deci, membrii Consiliului Științific Specializat își expun fiecare în parte, nu colectiv, părerea asupra noutăți, valorii științific și aplicate a tezei. Și dacă o să fie obiect, după caz, pretendentul va răspunde la întrebări. Eu, de orice suntem inginerii, de regulă sunt oameni modești, gospodari, atunci eu procedez ieșind din lista. A, primul pe list sunt eu, dacă permisiunea dumneavoastră e în sfârșit. Și ofer cuvântul domnului profesor universitar, domnul Topală. Domnul Topală, mă auziți? Domnul Topală. Domnul Topală. Vă rugăm cu drag să vă explic. Da, deci eu vă spun foarte suficient în prezentarea ce vreau să fac acum. Mulțumesc. În primul rând vreau să spun eu câteva puncte care vă consider foarte important. Da, deci, dar de referim la cea de elaborată de către domnul Grenăținescu, da, deci ea este una care corespunde cele instrumentate de către anchet. Da, deci ce este mai important din toate ce este prezentat în această sfer. Deci, în primul rând, sunt rău că ce nu depășește limitele legale. Al doilea, deci este ilustrat cu două date de trecut, este dat de ele. Sunt publicate 15 oferi științifice. Așa este, deci, respectivele toate acestea au dus la faptul că el a spus până la urmă să încheie o tezi care potrivește atât colectivul din care face parte, cât și semnalul de profesor, Consiliul Științific. Deci dacă ne referim la actul de fapt, deci care este statul de astăzi, fără al acelei fond de încheie se întâmplă în cei care se fondă contemporan, așa, deci desigur că nu am putea să progresăm în continuare. Vă tot mai mult, el încearcă să facă încercare studii reușite, așa se fac conexiunea între diverse domenii de cercetare, măcar să mă mai sunt foarte bine, că la început aici s-a fost în știință care sunt mai filozofie, după care omul a dezvoltat-o în mai multe, și acum a apărut tendința inversă la o altă treaptă de dezvoltare, dar cum spunea dialectica, deci de a pune înapoi toate științele înainte. Deci dacă o să ne referim la anumite puncte care eu le-am considerat foarte, așa, deci eu am făcut-o la maniera amplă a tuturor capitolul care a fost prezentat pieza. Deci eu doar vreau să fiu la anumite lucruri care astăzi până când au fost puse în ideea. Deci este vorba pe moment de aprobare rezultatelor științifice. Și dacă ne uităm în pieză, s-ar părea că aprobarea este un punct slab a acestei pieze. Într-o deoarece în pieză este fit, doctorandul a participat mediul drogit în ședințe numără două conferințe. În realitate, deci, au fost publicate, deci, 7 rapoarte. Da, deci, ce înseamnă că toți cei care au primit materialul conferinței au putut să ia cunoștință de materiale publicate în obiect. Dar cel mai important este altceva. Au fost publicate 4 articole privind factorul de impact. Deci, tot nu este tot că în aceste reviste, da, deci, cel timp de fiecare dată, doi experți de clasă internațional, așa, iau un orientă de materiale și sunt obiecte în cazul care nu corespund revista. Deci, ce înseamnă că aprobarea rezultatelor științifice și procesul care au fost înaintate de către autor, la nivel internațional, deja au trecut primul. În același timp, au fost publicate și 4 articole în revista de consult. Deci, două de țară, care cunoscute de către aștept, deci două din străinătate. Deci înseamnă că veritatea și importanța rezultatelor este demonstrată. Dacă vorbim de finalitățile care vine ca cu cel, așa, deci, în cap
următorul lucru. În baza cui cunoaștere mai face interschimbabilități, mecanice și forțele solide, de dispărțești și abilității, deci autorul a dezvoltat în bază teoretică, și pentru perfecționare metodelor de calcul, apreciei de geometrie și au triangulul matematic, reconexionate cu materiale heterogene. Deci, de fapt, este în pas cu vremea și este un nou instrumentariu, dezvoltare instrumentariu, foarte necesar în domeniul inginerii. A elaborat și selecționat algoritmi pentru rezolvarea problemelor de limită de una, două sau trei dimensiuni pentru diverse domenii, iar mai evac și evac și cu aplicarea la renovarea gânărilor cu materiale compozite. Și vă mulțumesc deja de deci la acele materiale care astăzi este noua clasă, dar și care vine să înțelegeți dezvoltarea științei și tehnicii contemporane, construirea și probleme care se confruntă omenirea. Deci criza energetică, deci criza materială. Dacă venim la revaiți contractările de bază, deci eu aș lua în considerare următoarele, care este în realitate o frumoasă încercare de a plasa în domeniul tehnic de cercetare, accentul partea fundamentală, îngenând matematica, mecanica, teoria, asistenții, fiabilitatea, așa, pentru o situă de încercă. Deci, de fapt, întâlnim mai rar în zilele de astăzi, este mai greu acceptabil după modul de pregătire a nostru în fostele școli de doctorat. Pentru că să treci și să poți să îngâna mai multe ființe, deci este o problemă pentru că de astăzi și eu m-am bucur că există în Republica Moldova ține, așa care pot este mai mult ființe mutat, fac acele încercări, eu cu știu pe care am vorbit. Deci, în general, eu aș spune următorul lucru. Că fie la perfecționare metodelor de calcul ajutatelor cu forțe ideologice, renovate cu materiale heterogene care pot fi elaborate la aceste. Domnul inginer Serena Dumitru, așa este conducerea științifică a domnului doctor Capilitate, pentru universitate, doctor Honoris Causa, de Gloria Marian, așa, în tot deci toate condițiile instituției. Față de ucerul de doctorat, deci îi fericite amândoi și voi vă face în conferirea. Fiți de doctor, domnul inginer, Teremetul Iisus. Vă mulțumesc pentru atenție. Și noi vă mulțumim. Întrebări deja în partea inițială. Vă mulțumim. Deci... Vă mulțumesc, domnul Topală. Pare rău cum sunteți prezent fizic. Și vă mulțumesc de susținerea pe care mi-ați acordat în tot parcursul așa, formării profesionale și când am făcut cunoștință, adică din partea noastră am avut parte doar de susținere și de încurajare. Deci, poate și-a dus spre finalizarea de zi. Vă mulțumesc! Eu vă doresc să deveniți profesor, dacă veți deveni profesor, să răspund eu singur coreanța mea. Întreabă lumea, care e cel mai bun profesor? Nu cel care le fie face. Cel mai bun profesor e cel care face de premergătorii prin lumea urmașii pentru fi mai bun decât eu. Ăsta să vă fie obiectiv. Și faceți la domnul dumneavoastră. Mulțumim. Deci la subiect, domn profesor. Deci următorul cui se oferă cuvântul este domnul Paciu Vladimir, doctor în știință fizico-matematică, conferențial universitar. Domnul Paciu, că urăm aici, aici ok, deja. Deja va vede lumea la televizor. Eu vreau să vorbesc despre primul rând, că aici studierea... Da, primul rând, eu sunt matematician, da, dar am văzut că noi suntem aici inginer și clar că da. Deci, pe mintea studierea și au fost foarte multe observații, însă că pentru ce domnul doctorat înlocuit formule destul de simple, da? Cu mult mai greu. Eu n-am lucrat în domeniul este pus delegat. Este, da, da. Eu în multe ani am făcut și am luat problemele din finiși, puse și plăți. Tot cu aplicăm teoria existență. Acolo situația analogică, dar chiar și autorul scrie toate aceste formule care sunt prezentate, să scrie
la resistență materială. Dacă la Elisa, același. Formule simple, frumoase. Dar ele, nu știu, e că nu e rost, dar în Elisa, că ele sunt corecte, cu precizie bună, dar rostatele, dacă într-adevăr, Elisa este cu perete subțire. Dar ce înseamnă perete subțire? Asta, raportul grăsimii la rază, da? E undeva, nu depășește o 5-5 sutimi, dar încă cât mai vin, putem mai bine. Dar eu, când am avut atunci în timpul sovietic contract, da? De la noi se cerea rezolvarea proiectarea englișului, da? Cu grăsimea undeva, raportul engliș curaj, un eu o 5-5. Asta deamă engliș cu perete de curaj. Acolo nu merg aceste formule. Da, nu merg aceste formule, da? Simple, frumoase, da? Dar acolo trebuie de aplicat teoria mai sofisticată. Eu cred că aici e același. Nu contează situația reală. Da, da, da. Eu cred că, încă o dată, nu sunt ministru tehnic, da? Dar eu cred că același. La urmă, dacă nu vă placă aceste formule, folosiți cele, da? Numai dacă n-ai să rezultatele satisfăcări, nu te plimbi, da? Formulele grele. Unicul observație corectă a dumneavoastră a fost, eu cred că toate formulele acestea se poate depus într-un soft, ca fiecare inginer să nu fac calcule acestea, da? Se depresează formulele, dar pur și simplu, un soft simplu. Ușoare în utilizare. Da. Asta primul. Și a doua, legată cu metode. Da? E clar că evident, el a axat pe metode așa unică analitice, a folosit funcțiile prim, asta aparatul meu poate foarte puternic și de soluțiile bune analitice, avantajul formulelor obținute analitice, e ce constată? Formulele depind de multe parametri fizice și geometrice. Da? Și schimbând valorile lor, pot rezolva practic multe probleme practic. Asta avantajul. Dezavantajul este foarte mare, chiar în teză autor. Știți că asta că aceste metode analitice, da, cer pentru aplicarea lor așa numite domeniile clasice. Nu degeaba, dreptul, da, cer, da? Dar, de exemplu, dacă în loc de cer, avem, nu vreau să ne urmăm, oval, da, citrat, dar măcar elipsă. Ce puteți spune, există sistem ortogonal eliptic, da, există. Dar dacă elipsă cu o gaură pătrată, atunci, deci, înseamnă că în așa caz, merg să folosesc metode numerice cu care eu toată viața lucrez, da? Dar asta mai mult nu observația, dar propunerea, da, pe viitor, afară de metode foarte puternice, da? O leacă să folosească numai softul cu metode numerice, da? Dar sigur, să metode numerice. Ele sunt mult mai puternice în sens, dar tot au de dezavantaje. Au dezavantaje că acolo depind de multe parametri. Dar așa, în final, eu să pot că domnul merită conferirea titlului doctor. Dacă de uita cine a răsfăit teza, da, eu n-am avut tipărit variant electronic, acolo așa de multe probleme rezolvate, așa de multe formule, se vede că omul a lucrat, omul deci a pus foarte, foarte de merit. Vă mulțumesc mult. Deci, cuvântul se oferă domnului Gorobeț Vladimir, doctor Eucupalist. Deci, vă rog încoace, domnul director mi-arată că este necesar să vă supărați. Doctor în inginerie, conferențiar universitar, se pregătește domnul. Thank you.
dacă domnul ca. A doilea moment referitor la din Ion Cudia și Sărafus Cezar Sfântul 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 la care sunt concluziile cu consumul foarte multe, dar pentru a ajunge la chestiile, acolo sunt două etape. Dar concluzii foarte. Asta că a treilea moment, constant respect că azi nu te-am ascultat. În principiu, pot fi nu pentru făcutărirea de mas plastic, heterogeni, dar pot fi pentru toate tipurile de materiale folosite pentru reproducționare. Deci, sunt niște metode universale, așa cum a răspuns. Dar în principiu, da? Folosind aparatul noastră, da? De cerință care este încercatul. Care este? Asta e părerea mea, cu tot pierdere de cerință. Noi vă mulțumim. Cuvântul se oferă domnul Nalai Leonid, conferențiar universitar, doctor în inginerie. Vă rog. Următorul, domnul Peștea. Asigurare,
bazate pe rezolvarea problemelor limite cu aplicații care au fost ajustate la lucru care motivează realizarea unor cercetări profunde. Consider că lucrarea este finalizată. Deci corespunde cerințelor guvernamentale. Pentru a fi acordat autorului terminului acestui doctor în științe civilești, în final, dacă aș vrea să felicit cu susținerea acestui, care și cu toți suntem martori a susținerea acestui nevoie. Și suntem bucuroși că astăzi tot s-a finalizat această chestie, care putem să fim parcul la Universitatea Agrară, putem să chiar punem sala între universitate. Îți dorim ce sunt mai departe, să nu trăgăriez ceea care noi suntem în timp apropiat prin diplomă această cupă infantilă și să ne bucurăm și noi împreună că am fost parte sau poate până un cuvânt sau dacă îmi permiți să fac o xerocopie diplomii contabilii. Da. Vă mulțumesc mult. Deci cuvântul se oferă domnului Veșleaga Igor, doctor inginerii, conferențiar universitar. Vă rog. Stimați președinte, stimați membri, oaspeți. Într-adevăr, vreau să vă spun că de la bun început, făcând cunoștință cu denumirea tezii până să aflu, adică în prima dată am aflat răspunsul așa o timp. Eu vreau să spun că domnul Șeremet, în general, a fost roata aceea rotundă care a făcut o revoluție totalmente în specializarea 255.02 cu anume ajustarea acestor calcule. De exemplu, eu eram deprins tradițional să cunosc o teză din domeniul respectiv sub alt aspect, sub altă structură, cu alte metode și așa mai departe. Asistând prima dată la catedră, ulterior la seminar de profil, eu am început respectiv să înțeleg respectiv aceasta poate să fie pentru această specializare o direcție destul de interesantă, deoarece practic toată lumea cunoaște respectiv că utilizează simulări. Noi suntem ingineri, suntem deprinși, în general, să zicem așa, experiențele acestea rapide, care sunt cunoscute cu 100 de motori și așa mai departe, în general, acum, la ziua de astăzi, prin simulări, prin programe speciale, prin software, am pus parametri care îmi trebuiește, iar pe jur mi-a scos și diagrama, și caracteristici, adică ce parametri mă interesează, full-ul ieșit și așa mai departe. Dumnealui, respectiv, când au început calculele acestea, eu, inițial, am văzut această simulare, numai că n-am văzut-o cum noi, de regulă, suntem pregătiți să operăm la calculator. Dar am văzut prima etapă, respectiv, a primului pas pentru crearea acestei programe de simulări, care într-un final, prin calcule, s-a devenit faptul ceea ce alții au calculat sau, spunem, a făcut cercetări mai aprofundate și deja lumea, spunem așa, le cunoaște din alte direcții sau din alte domenii. Dumnealui a parcurs o distanță mai interesantă, deoarece totodată, paralel, spune că a aplicat totuși un soft acolo să realizeze totuși niște periodicități a experimentelor care le-a obținut. Și într-un final, într-adevăr, a scos pe evidență, respectiv, acelea concluzii frumoase din rezultatele care au fost. Într-adevăr, da, este o simulare matematică. Poate pentru unii este foarte interesant să vedem despre expresiile acestea prim, care este foarte greu. Mai bine era, cred că, un calculator în față și un soft care noi putem să-l simțim, să-l pipăim altfel. Dar asta este o metodă corectă de pornire frumoasă.
Da, nu vreau, haideți, eu am să merg pentru final, deoarece practic este, eu am să dau și citire proiectului de hotărâre. Pentru final vreau din partea mea să-i spun în felul următor. Da, într-adevăr, dumneata ai făcut un lucru extrem de mare, enorm, o perioadă frumoasă, îndelungată. Dacă mă refer la teză, teza se merită, sigur că se merită. Ceea ce își adeverește hotărârea de guvern 89 din 21.02.2017 a fost inclus în anexa numărul 1 ca premianță, sau cum scrie aici, acordarea bursii de excelență. Deci, rezultă respectiv că nu este o teză ordinară, adică este o teză specificată. Și, pentru final, pot să dau citire că candidatul merită conferirea titlului de doctor în științe inginerești la specialitatea științifică 255.02. Și eu, desigur, am să votez pentru conferirea acestui. Mulțumesc mult! Vă mulțumesc și dumneavoastră! Deci, domn director, eu stau pe loc? Da. Mulțumesc. Stimați membri ai Consiliului, stimați referent, onorată asistență, îmi permit și mie să vă întreb un opinia asupra tezei. Să încep cu laudațiile, ca să fie echilibru spre momente pozitive și restul la recomandări. Deci, în ce privește actualitatea? În practica mea care am avut-o anterior, eu mult am participat la calculul și proiectarea mașinilor, utilajelor din sectorul agroalimentar. Noi am avut la dispoziție diferite deci, agende, manuale, Merkov, Manuriev, Sokolov, manuale foarte bune. Însă, aici privește calculul ajustajelor, deci dacă e materiale heterogene, oțel, oțel, bronz, ponta, probleminus, deja este și acumulată o experiență bogată. Este un material experimental care practic nu necesită calcule, ci sunt tabele speciale ale. Deci e clar. Ceea ce privește ajustajul recondiționate sau renovate, cum e corect, cu alte materiale, aici noi avem dureri de cap. Iar dacă ne referim la un autor sau altul, apăreau divergențe, contradicții în rezultatele obținute. Adică baza experimentală acumulată este insuficientă. Mai mult ca atât, stimați colegi, suntem la etapa a patra a dezvoltării industriale. Când deci, toată producția practic fi automatizat. Prin urmare, obținerea unor valori precise în ajustajă este foarte necesară. Mai mult ca atât, cresc vitezele, se intensifică procese și cerințe la ajustajă cresc. Apar materiale noi, iar înaintează noi cerințe. Prin urmare, tema înaintată și soluționată de domnul Șeremet nu este îndoială privind actualitatea ei. Deci, pentru a soluționa obiectivele care domnul conducător a stipulat față de pretendent, dumnealui a utilizat aparat matematic la un nivel foarte bun, care am auzit chiar de la specialiști în domeniu. Deci, mai mult ca atât, deci, rezultatele obținute sunt publicate în reviste de prestigiu.
asta iarăși o aprobare de orice aceste reviste, au recenzenți, doi recenzenți prestigioși, care verifică toate rezultatele obținute. Întrebări nu sunt. Eu vreau să menționez și calitatea prezentării. Deci, prezentarea în PowerPoint este foarte bine gândită și de o calitate înaltă a elaborării. Acum trecem la momente care au trezit la mine multe întrebări. Eu sunt din domeniul ingineriei și privim, mă uitam la teza aceasta, ca potențialul utilizator. Să începem de la specialitate. 255.02 se numește specialitatea în felul următor. Tehnologii și mijloace tehnice pentru industria produselor agricole. Panificație, lactate, carne, etc. Deci, înseamnă că trebuie să fie elemente tehnologice. Deci, privește mijloace tehnice, deci noi avem calcule respective. Numai, deci, noi vorbim de industria. Aici rezultatele acestea pot fi potențial, cum a menționat și domnul profesor Topală, nu la întreprinderi mici în atelierul unui fermier, ci la întreprinderi constructoare de mașini care produc mașini în serie. Deci specialitatea aceasta cu industria are referință cu industria constructoare de mașini, dar nu produsele agricole. Adică eu îndemn, deci pe viitorii pretendenți, care atenți când alege specialitatea, deci ca conținutul tezei să corespundă și specialitatea. În capitolul 1 este dată analiza metodelor de recondiționare. Ok. Însă, eu îmi dau seama, dacă nu era capitolul 1, analiza metodelor de recondiționare, acolo urmează strict aparatul matematic. Cum? Atunci se pune întrebare, ce atribuție, fără capitolul, ce atribuție are la domeniul inginerii, matematică sau mecanica corpului solid. Și legătura dintre metode de recondiționare și rezultatele obținute nu prea se vede. Deci această legătură trebuie să fie. Tot ce este scris trebuie să fie integrat cu rezultate de rigoare. Deci, totuși, cele spuse de mine, cele menționate recomandări, sper că pretendentul va ține cont dacă va considera necesar în activitatea următoare, și cele menționate de mine nu diminuează valoarea tezei. Și pretendentul Cărămietul Titru merită să-i fie conferit titlul de doctor în inginerie. Așa este specialitatea aceasta necesită. Prin urmare, îl felicit. Sincer. Prima dată îl văd fizic. Până acum stă pisticlă în evidență. În ședință.
Dar președinte Consiliului pot să spun că în viziunea mea, cât noi am lucrat și la ședința prealabilă a Consiliului și ulterior, ascultat obiecții și s-a zidit, a perfecționat, autoreferat și însuși teza la obiecțiile expuse de domnul Gorobeț, mulțumesc, de domnul Nastas, la fel vă mulțumesc. Și astăzi am văzut o teză frumoasă. Îl felicit pe conducătorul tezei, domnul profesor Marian, și este o persoană, el nu figurează. Domnul Șeremet Victor. Da! Domnul Șeremet Victor. Deci, la fel, felicitări. Dumneavoastră meritați. Una, domnule, când scrieți, fiți, vă rog, mai ordonați. Determinare, pentru ce mă ajustă? Ok. Automat. Da. Nu. Dar iarăși spun și îndemn colegii mei din Consiliul Științific Specializat, stimați colegi, eu am să votez pro. Vă mulțumesc pentru atenție. Dacă aveți ceva, să poftiți. Pentru aprecieri și cu obiecții de adus, vreau să mulțumesc pentru părțirea de informare și domnul președinte. Da, pe parcurs au fost făcute foarte multe obiecții, dar vreau să mă toate obiecțiile astea, chiar dacă la început au fost de plin acceptate de mine, pe parcurs, când au fost studiate mai bine, special intermedierile care le-am fost personal cu domnul Gorodeț au fost foarte frumoase. Deci am ajuns nu atât la un tot cu punct, cât la o deschidere a unui alt punct de vedere și a obținere unei noi informații și ce am vrut să spun că, deci, parcursul la toate etapele care au fost până ziua de astăzi, deci toate obiecțiile și toate observațiile, pot spune chiar sfaturi care au fost date, au făcut decât să plăcească spectrul de justiție, să bunătățească lucrarea din punct de vedere atât calitativ cât și aspectul. Vă mulțumesc mult tuturor pentru munca depusă, pentru că adevăr a fost o lucrare de tot care au necesitat foarte mult timp și atenție, mai ales că a fost interdisciplinară. Poate vă mulțumesc mult. Și noi vă mulțumim că eu personal, eu am văzut zidirea dumneavoastră. Mai mare bucurie pentru mine nu este. Știți cum e scris în Biblie? Dacă poți să faci bine și nu faci, comiți un păcat. Noi am făcut bine și am văzut astăzi rezultat. Deci, stimați colegi, punctul 12. Se cere ca domnul secretar științific să citească proiectul de hotărâre referitor la gradul de noutate și valoare științifică și practica rezultatelor obținut și la conferirea titlului științific solicitat. Dar eu intuiesc, înainte ca să citească domnul secretar științific, stimați membri, stimați referenți, stimați oaspeți, dacă aveți obiecții și propuneri la proiect, e scris special, proiect, poftiți, dați să discutăm ca pe urmă domnul secretar științific să citească varianta cu toate obiecții. Poftiți, cine are obiect? Deci, da, poftiți, numai vă rog să vă prezentăm. Ceva vizual mă cunosc, cum spune. Ghetă, bă, bine. Hey, bună ziua, domnule președinte, m-ați Consiliului, m-ați invitat, nu vezi după efect, de la Facultatea de Rastru, la Departamentul Management de Cursul Actuale, domnul Jeremie Dumitru a activat în cadrul departamentului, mi-a fost eu și departamentul. Vreau și eu să-i spun ca cuvinte, în sânia chestii de astăzi. Vreau să zic că... Domn,
domnul Zubcov. Potențial foarte mare, da. Dacă se poate subțin, de ce? Vă spun. Noi acum discutăm proiecte hotărâri, suntem. Da. Și dacă vreți să spuneți câteva cuvinte, eu sper că n-are nimic împotrivă de la actualul șef. Vă rog, mai... Da. No, eu ca să nu rețin mult, deci vreau să zic la cuvinte, prezentarea făcută de dumneavoastră astăzi și de consultări, eu știu că din spunea lui personal, avem potențial foarte mare. Bravo lui că a ajuns astăzi să prezinte această lucrare, că fiecare dată să vedeam lucra până la ora 4 cu un profesor și premier. La 4 e puțin. Da. 4 dimineața. 4 dimineața, da. Și ai 16. Dimineața, da. Vreau să-i doresc succes mai departe și îndemn membrii Consiliului ca să susțină hotărârea de a fi acordat de spre binele tuturor și al lui. Vă mulțumesc mult, domnul. Vă mulțumesc, domnul. Deci, stimați colegi, trecem la proiect de hotărâre. Aveți opinii, obiecții, propuneri? Cu permisiunea dumneavoastră, eu am o propunere. Deci, în constatare privind gradul inovației științifice și valoarea aplicativă, este scris, pagina 2, gradul inovației, eu vă dau, este exprimat prin obținerea de cunoștințe noi, valorificat prin elaborarea unor metode originare de calcul al ajustajelor îmbinărilor alcătuit din piese recondiționate. Deci, noi astăzi am ascultat rezultate privind calculul ajustajelor cu strângere și cu joc. Cele intermediare lipsesc. Prin urmare, aici în hotărâre, trebuie să fie menționat. Lui asta e așa ea e de ajuns. Deci, strângerilor sau îmbinărilor cu joc, virgulă, sau strângere, virgulă, joc, alcătui și mai departe conform text. Fix aceeași situație, și în valoare aplicativă a lucrării. Adică trebuie în text de privit tot unde este vorba de ajustare sau îmbinări de menționat. Cu joc și cu strânge. Ok? Cum priviți dumneavoastră? În rest, eu sunt de acord cu proiectul hotărât și propun să-l votăm. Asta e. Vă mulțumesc, domnul secretar științific. Deci, nu, aici e corect. Hotărârea Consiliului Științific Specializat dă. Cum în hotărârea NACE? Nu. Asta e domeniul. Dar este hotărârea Consiliului. Deci aici este vorba de, în titlul hotărârii scris, hotărârea Consiliului Științific Specializat de 255.01 cratimă 28, trebuie de văd, este coincid cu decizia de conducere a cei de care se referă. Ce căutați la dumneavoastră? Nu, asta e specialitatea. Este o coincidență. Eu bănui. În hotărârea NACET, fiecare Consiliu Științific are numărul lui, cifrul lui. Aici se are în vedere cifrul Consiliului Științific. Dar este o coincidență, deci 255.01. Asta și-i specialitatea. Dar e 28. Dar e
Dar în decizie, vă rog, pagina a patra, este perfectă dreptate. Vă mulțumesc. Uitați-vă ultima pagină. Decizia Consiliului Științific Specializat. Consiliul unde scrie, conformitate cu actele normative Agenției Naționale, Consiliul Științific Specializat de 255.02, cratimă 21.35. Atunci care e Consiliul? Este proiect, ascultă-mă. Yes, sir. Da. Spune-mi, Odessa, prietenul, sumne-mi lui. Deci aici trebuie de făcut ordine. Nu mă rog. Vă mulțumesc. Este bine. Alte obiecții? Nu sunt. Atunci îi ofer cuvântul domnului conferențiar de șleagă. Așa, stimați prieteni, membri ai Consiliului, stimați invitați, oaspeți, permiteți să dau citire proiectului de hotărâre, nu integral, ci drept a Consiliului Științific Specializat de 255.01, pentru este 28, e corect. Da, aici e referitor la gradul de noutate, așa, valoarea științifică și practică. Da. Conferire. Da, vă rog. Actualitatea timpului sau idei investigației. Teza de doctorat elaborată de domnul Jeremie Dumitru este alcătuită prin faptul că oferă soluții noi relatoare la mărirea eficienței și exercității calculului pieselor inovate și îngenerilor din aceste piese. Analiza documentații economice, tehnice referitoare la reparația utilajelor agricole bazate pe criterii de fabilitate, mentenanță și a interschimbabilității, ne arată că clasele de precizie a piesei recondiționate și precizia rustajelor. Cred că intuiesc că trebuie să vii cu joc și cu strângere. Așa. Aici. Pentru majoritatea îmbinărilor alcătite din aceste piese, nu se calculează pentru parametri concreți de funcționare pentru materialele concrete folosite în calitate de strat compensator de uzură. Dar se stabilește în baza experienței anterioare și prin metoda similitudinii. Metodele indexare de calcul, precizii de proiectare, pentru îmbinările nominalizate sau lipsesc sau sunt interferente și nu au obținut o răspândire imperfecte. O răspândire largă în proiectarea îmbinărilor alcătite din piese renovate. Astfel, este evidentă actualitatea perfecționării metodelor de stabilire a ajustațiilor SN îmbinărilor din utilajele agricole prin calcul. Iar tema de doctorat este motivată și prezintă interes major asupra îmbunătățirii calității ansamblurilor din piese recondiționate folosite în mentenanța utilajului agricole. Rezultatele științifice de bază obținute de autor. Principalele rezultate științifice obținute de către autor se referă la următoarele. Abordarea transdisciplinară a problematicilor referitoare la asigurarea preciziei de proiectare a ajustajelor îmbinărilor alcătuite din piesele, deci iarăși cuvântul ajustajelor SN, din piese recondiționate cu diferite materiale prin completarea cu realizarea din domeniile interschimbabilității mecanicii, corpului solid, deformabil și cu condițiile specifice și abilității și disponibilității utilajelor agricole și celor din ramurile conexe supuse intervențiilor de mentenanță. 2. Analiza critică detaliată a stadiului actual cu privire la metodele de calcul al ajustajelor îmbinărilor renovate cu materialele heterogene. Căile de perfecționare a acestora. 3. Perfecționarea bazelor teoretice ale metodelor existente de calcul al preciziei geometrice a pieselor de mașini recondiționate și a ajustajelor din aceste piese prin elaborarea a unor algoritmi de rezolvarea problemelor de limite mono- și multidimensionale cu folosirea ulterioară a acestora la determinarea valorilor ajustajelor îmbinărilor cu joc și cu strângere proprie. 3. Au fost 4. Perfecționarea algoritmilor de rezolvarea problemelor de limite
termoelastice și a celor elastice, de una sau două și trei dimensiuni, folosite de calculul îmbinărilor. 5. Perfecționarea metodelor de calcul al strângerii proprii pentru îmbinarea alcătuiței din materiale heterogene. 6. Alcătuirea algoritmului de calcul al ajustajelor cu strângere prin aplicarea facilităților funcțiilor Green pretate, pentru acest scop. 7. Cercetarea și perfecționarea metodelor de calcul al elementelor ajustajelor. Aici scrie cu joc, trebuie de adăugat cuvântul cu strângere. Alcătuite din piese recondiționate cu materiale heterogene. Mai departe, valoarea aplicativă a lucrării constă în posibilitatea folosirii metodei propuse pentru mărirea preciziei de calcul al ajustajelor îmbinărilor pieselor de mașini recondiționate, precum și pentru perfecționarea procesului de instruire a studenților, masteranților și doctoranților de la specialitățile din domeniul științei și activități ingineriești. Rezultatele obținute pot fi implementate în lucrări de elaborare și proiectare a tehnologiilor de mentenanță a utilajului agricol și din domeniul conex. Aici să ne duceți întrebare. Pentru final, decizia Consiliului Științific Specializat. În conformitate cu actele normative ale Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare, Consiliul Științific Specializat a decis, a conferit. Ați oleac, noi ne-am expus, dar n-am votat. Noi ne-am expus, noi votăm pro. După dar noi să votăm înseamnă votărârea că, acolo când... Păi înseamnă că eu punctul 1 nu pot să-l citesc acum, că nu pot să dau citire care și cum o votat. Și aici am spus una, dar n-am rezultatele. Este a doua anexă. Este vorba despre anexa 21, unde aici este vorba despre votul acesta secret. Yes. Înseamnă că... Consiliul trebuie să se atragă pentru vot. Așa e. Publicul îi face la răsătuita proiectă nu mai rezultată votării. Iar problema este luare s-a înșită de la hotărârea Consiliului. Nu tot spune în discuție și hotărârea Consiliului în plus. Asta se face numai în Consiliul. Eu aș zice că asta nu trebuie. No, decizia respectivă o citesc. O citiți, dar pe urma s-o votăm. A conferit domnului Șeremet Dumitru Petru Științific de doctor în științe inginerești în baza susținerii publice a tezei cu tema perfecționarea metodelor de calcul al ajustajelor cuplelor tribologice renovate cu materiale heterogene. Mulțumesc! Deci, stimați colegi, acum am ajuns la etapa determinantă. Punctul 13. Membrii Consiliului Științific se retrag într-o încăpere separată și votează. Domnul Petru Pleșca, conferențiarul universitarului, spune că el a ieșit și noi să rămânem separat. Din respect față dumneavoastră, noi ia să începem. Stimați membri ai Consiliului Științific Specializat, onorată asistență, îmi permit să citesc procesul verbal privind rezultatele votării membrilor Consiliului Științific Specializat. În vederea conferirii titlului științific de doctor în științe generești, domnului Șeremet Dumitru, cu titlul tezei perfecționarea metodelor de calcul al ajustajelor cuplelor tribologice renovate cu materiale heterogene. Au fost prezenți la vot 6 membri ai Consiliului Specializat, adică 100 de voci. S-a votat pro 6 membri, contra 0, semnătura secretară al Consiliului Peșleag. Și cu această ocazie, încă o dată, aduc sincere felicitări domnului Șeremet, conducătorului domnului profesor Marian, nou
obosesc, tatăl, care mi-e acum, conform regulamentului, oferă tu un candidat la infinit în pace. Da, hotărârea asta care am scris-o. Aici doar tot scrie. Da. 6 membri prezenți la ședință au votat 6 pro. Contra zis, semnătura. Asta da? Scrie. Da, eu am semnat. Asta scrie acolo pe urmă. Da. Eu am semnat, de-am când o să fie. Da, da, da. Ești procesul de acolo. În bază procesul. Dar proiectul de hotărâri nu se votează de câți toți membri. Aprobați votarea proiectului. Da? Vă ascultăm de-o dreptă. Deci, stimați colegi, eu cred că nu este cazul să iasă. Vom vota prin vot deschis, democratic, proiectul de hotărârii, deci cu modificările propuse. Cine este pentru, rog să vot. Domn profesor, mâna n-o văd. O văd. Mulțumesc. Mulțumesc. Deci, vă mulțumesc. Pro 6 din 6. Deci, în așa mod, este aprobat și proiectul de hotărâre. Deci, rămâne punctul 15, cuvânt candidatului la discuție. O dată să iau cuvântul și deja cu mai puține emoții, domnul Paulu, aș vrea să mulțumesc și patrul de la următoarea președinte și membrilor Consiliului. Într-adevăr, am făcut o muncă enormă, cum am menționat și referențe, adică este o lucrare care vine la, să spunem așa, hotară din mai multe discipline, ce poate am întâlnit un impediment, a fost tot ce s-a făcut, s-a făcut de bine. De asemenea, vreau să mulțumesc și familiei, așa coincis că conducătorul științific, domnul Grigore Marian, a mai avut și un consultant științific care este și taicul care m-a ajutat foarte mult. Mulțumim tuturor care au avut, spunem așa, răbdare, caracterul lui este nu chiar perfect și pe cursul la aceste ani de studii m-au susținut atât moral cât și competiție profesional pentru a ajunge la finalul acesta mult dorit și cu succes. Vă mulțumesc frumos încă o dată și vă urez dumneavoastră sănătate și numai bine. Mulțumesc, vă aude Dumnezeu și aici prost. Deci, în așa mod, stimați membri ai Consiliului Științific Specializat, stimați referenți, onorată asistență, pe această cale îmi permiteți să închid ședința cu